Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, alături de membrii organizației PNL Fălticeni, au dăruit flori tuturor doamnelor și domnișoarelor. Aceștia au vestit primăvara oferindu-le femeilor de 8 martie din municipiul Fălticeni zâmbete, flori și urări de bine, păstrând tradiția ca în fiecare an. Deputatul Gheorghiu și echipa s-au vestit primăvara oferind nu doar flori, ci și cele mai frumoase gânduri însoțite de tradiționalul la mulți ani, menționând că femeile reprezintă echilibrul din viața oricărui bărbat. 8 martie este un prilej să ne reamintim ce înseamnă doamnele din viața noastră, domnișoarele din viața noastră, fie că vorbim de mame, fiice, colege, femeile reprezintă întotdeauna echilibrul. Ăsta cred că e termenul care caracterizează prezența feminină din viața noastră. Suntem astăzi aici la Fălticeni alături de colegii noștri din Organizația Liberală de Fălticeni, candidatul nostru, domnul director Codrin Bența, domnul Sorin Ignat, secretarul organizației. Avem, bineînțeles, de 8 martie alături de noi și o liberală dedicată pe Alina Ungureanu. Suntem o echipă frumoasă, am dat doar câteva exemple, dar suntem o echipă frumoasă aici la Fălticeni. Dornici să ne întâlnim astăzi cu cât mai mulți oameni și în special cu cât mai multe doamne. Doamnele și domnișoarele din Fălticeni au primit cu căldură gestul și au întors urările de bine, apreciind atenția domnilor. La rândul său, directorul Colegiului Național Nicu Gane Fălticeni și candidatul pentru funcția de primar din partea PNL Fălticeni a transmis un mesaj către toate femeile cu ocazia zilei de 8 martie. Martie reprezintă pentru noi, așa cum bine știm cu toții, un moment de început de primăvară, un început de bucurie, o recunoștință pe care o adresăm femeilor din viața noastră, o adresăm fetelor, o adresăm doamnelor de o anumită vârstă, pentru că împreună trebuie să ne bucurăm de acest început de primăvară, care chiar dacă nu ne oferă o vreme atât de prielnică, ci e mai mult răcoroasă așa de iarnă, dacă noi ieșim în mijlocul cetățenilor și le oferim din căldura noastră un gând bun, o floare frumoasă, sigur că deschidem și inimile lor mai mult către ce reprezintă proiectul pe care vrem noi să-l avem, și anume un fălticeni care să arate mai bine, să fie mai curat, mai frumos, cu o armonie socială mai bună decât poate există în momentul de față, și sigur că această floare pe care le-o înmânăm e un gest frumos către dumnealor, către doamnele din viața noastră, să privească mai deschis către un viitor mai bun pentru fălticenul nostru. De asemenea, secretarul organizației PNL Fălticeni le-a transmis tuturor doamnelor și domnișoarelor urări de bine și o primăvară frumoasă. Membrii organizației PNL Fălticeni, aici din inima orașului, urez tuturor doamnelor, domnișoarelor din Fălticeni o primăvară frumoasă, multă sănătate, și le adresăm rugămintea să vină în campania electorală să ne voteze, pentru că suntem echipă unită, vrem să facem schimbare aici la Fălticeni, îi așteptăm cu drag.